cimitirul Sfântul Dimitrie, Lucăcești. Bună ziua, domnule, bună ziua, domnule. Nu vreți să știți ce a fost duminică aici, în zona asta. Nu vreți să știți, nu vreți să știți. Dragii mei, azi vă spun o poveste care pare ciudată la prima vedere. Vă rog să nu mi-o luați în nume de rău. E vorba despre, nu știu, despre mormântare. Că de-aia suntem la cimitir, dar o mormântare cu tămbălău, cu de toate. A avut și muzică, a avut și mâncoleac să-l luau și la bataie. Cine? Participanța mormântare și cu preotul paroh. Ce nu vorbesc în numele. Urmăriți vă rog materialul și la sfârșit vă rog frumos. Deci e o rugăminte. E o rugăminte de-a mea să-mi spuneți la dumneavoastră acolo în localitatea unde sunteți cum se face și apoi să-mi spuneți cum credeți că ar fi trebuit gestionat povestea asta. Povestea asta. Am să trec pe partea cealaltă, după am făcut intro aici. Un share și un like face foarte mult pentru noi și un subscribe pe canalul de YouTube. Haideți, faceți întâi chestiile astea, după care pornim la material. Urmăriți vă rog puțin material. Să nu spui când dai drum. Dragii mei, lucrurile au stat în felul următor. Să-mi cer scuze de la familie, îmi cer scuze dacă, Doamne ferește, greșesc vreun nume, îl strălcesc, nu o fac răutate. Vasile Dobrea, un gospodar de localitate, un cioban de localitate cu mai multe oi. Acolo, după planul ăsta de porumb, sunt munții, Valea Seacă, Vadul Moldovei, ciobenii știți cum sunt. Pleacă de acolo, de pe pășunea aia, se duce pe pășunea aia, mare, un ogor de târlit în partea cealaltă, o tăiată la grâu acolo, se duce în partea asta, la altă. E o interacțiune cu ciobenii. Ciobenii nu sunt oameni, cum să zic eu, din aia foarte ușor de digerat, pentru că sunt oameni vrednici. Haideți ca să ne înțelegi, de aia să spune că îți dau o ciobănească în aia din fundul grădinii, nu-ți dai seama ce-i cu tine. Omul, domnul Dobrea, moare, nu era însurat. Că și aici e o poveste foarte înțeleg. Domnul Dobrea nu era însurat, moare. Duminică mormântare și a început un întreg scandal. A fost un întreg scandal de s-a ajuns cu scandalul atât de departe cât a fost sesizat în alt preasfinția sa Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ca să vină să facă aici o analiză în Lucăcești. Suntem la Lucăcești, dragii mei. Am zis că suntem la Lucăcești? Nu, suntem la Lucăcești. Între Suceava și... unde? Și Măzănești și Berchișești. Dom'le, ce se întâmplă felul următor? Omul fiind cu o leacă de cheac, cum se spune, familia zice, bă, gata, nu, facem așa să fie frumos, că la noi în Bucovina, să mă ierte Dumnezeu și cei care ne urmăresc în momentul ăsta, la noi e cu multă fală. Stai cu coata pe sus, cădeți-mă, încă sunt zone în care este împrumut ca să faci o mormântare, adică mormântarea chiar e în caz. Își vând oamenii casa ca să mai aibă ce da de pomană, să dau mașini de spălat, să dau averi să cheltuiesc la mormântare. Dar aici n-a fost vorba de cheltuit averea, aici a fost vorba de altceva. Se întâmplă mormântarea, toate bune și frumoase, asta e în cazul omului. Doi preoți erau la... Am vorbit cu niște oameni deci din sat și de aia știu. Doi preoți erau la biserică, preotul zice, au venit familia, zice, vrem să-i aducem fanfară, să-i cânte din nuntă. Și toată lumea, poftim? Trebuie să-i aducem fanfară, să-i cânte din nuntă, că omul nu a fost însurat. Cum mă fanfară? Fanfară. Știți, că ați mai zis, cum mai sunt localități în care se vine cu fanfara la nuntă, la mormântare și se cânte din nuntă. Mi-a lădit din nuntă. Că el nu a fost însurat, că așa e. Ok. Ce dă mai este o poveste? Că ce poveste ar putea să mai este o șoșeciune? Dă-te copilul așa, mai lași tu la umbră, ca să nu... Că te huiește de cap. Doamne ajută, bună zi. Și da, în afară de muzică de nuntă la mormântarea asta, vrem să scoatem și câteva cărduri de oi, câteva sute de oi, să îl petrecem, că așa se numește, să îl petrecem pe defunct către groapă. Că lui i-au plăcut oile, cioban, păi cum adică scoți turma de oi? Da, câteva sute. Și din ce am înțeles de la oameni, câțiva prieteni de-a lui, de cioban din Valea Seacă, sper să nu greșesc, dar greșesc. Îmi cer scuze, dacă nu greșesc. Zice, bă, au venit băieții, au zis la așa și gata, scoate. Prima dată să meargă oile, că aici a venit toată povestea, prima dată să meargă oile și ciobeni înainte, apoi să vină crucea, știți cum se face la mormântări, vine crucea, toate cea prapurile, în fine, ce să mai facem în fiecare localitate, cum e cu obiceiul localității. Preotul și cu Evanghelia și defunctul în spate. Preotul îmi pare, zice, bă, nu se poate așa ceva, pe cum? Crucea prima dată, eu citesc Evanghelia, bă, opriți-vă că vreau să citesc Evanghelia, nu pot să citesc și voi cu... Ha, 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 muzică de nuntă, știi cum e la nuntă? Știi cum e la nuntă? Tati, e fetița mea, filmează, mă, la nuntă e cu... Aici la mormântare mai cu așa, cu lacrimi. Și la nuntă e cu lacrimi, dar îți dă seama după câțiva ani, îți dau seama ce idee. Dar, nu, glumesc, îmi cer scuze.
Materialul este foarte serios, materialul e foarte serios. Nu vă vine a crede duminică ce a fost aici, copilaș. Bagă-te-și tu așa, pe după, uite, îți echipă. Aici a fost domnul Dobrean. Nu-ți vine a crede ce a fost duminică, dragilor. Duminica a fost efectiv balamucul de pe lume. Părintele a zis, nu facem nicio mormântare, scoateți oile prima dată, merge crucea, Biblia, crucea, Evanghelia, defunctul și în spate veniți cu oile. Nu nimic! Și nu te poți juca cu ciobene. Ciobene, ți-am mai zis, tati, ce am eu aici, el are aici. Să nu te joacă cu ei. Îți băiezi nota 10, dar dacă e supărat, e capătul și zile. Povestea a fost destul de ciudată, se ajunge la o întreagă altercație și ce spun, preotul părut zice, bă, eu nu mă duc, nu facem nicio mormântare, până nu faceți cum spun eu. Și o chestie foarte ciudată și până la urmă, după scandal, cel de-al doilea preot, ți-am zis că erau doi preoți antamați să vină la această mormântare, a ținut slujba oarecum în condițiile cerute de băieții care au venit cu oile. Adică au fost și oi, au fost și muzică de nuntă la mormântare. Mă, râdem, glumim. Nu știu, zice și domniile voastre. Eu nu pricep de ce. De ce a trebuit atâta scandal și de ce după aia, stați, vezi că s-a mai întâmplat ceva. Vezi, tu ești cu soale în față, nu? Dar mai așa ca să... De ce a trebuit să se facă reclamații de către un localnic de aici? L-au reclamat pe preotul din sat, l-au reclamat pentru că nu au vrut să facă multă. Bă, ce e asta? Scandalul cât casa a fost, dragilor. Scandalul a fost cât casa. În al preasfinția sa, Calinic, arhiepiscop Suceava și Rădăuților, s-a autosesizat, a și anunțat că va face o inspecție aici să vadă ce se întâmplă. Uite, despre asta cred că e vorba, despre această înmormântare. Nu? Cred că aici e vorba, tati. Că e cel mai... ăsta e cel mai proaspăt, nu? Cred că ăsta e cel mai proaspăt. Vasile Dobrea, ăsta trebuie să fie. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe acest om, pentru că știu că a fost un om extraordinar. Mi-au spus oamenii. Aici este, nu? Dobrea Vasile, el este. Dumnezeu să-l odihnească. Doamne, ce frumoase coșuri de flori. Foarte frumos. Și cum se cheamă, și coroanele. Un om iubit. În localitatea asta a fost un om iubit, a fost un om respectat, numai că moartea domniei sale a dus la tone cazul ăsta. Acum vom vedea cum va ieși... Copilaș, iau, tu nu te-ai grijă la morminte. Acum sunt curios cum va ieși preotul paroc de aici, din tot cazul ăsta. Oamenii sunt supărați pe el. O parte din oameni, că și aici e o poveste interesantă. O parte din oameni au zis, bă, dar ai grijă, tate. N-ai vechi la spate, încă nu ești bună de soacră. Hai să ai feste câțiva ani. Convinsă, dat. Oamenii sunt foarte revoltați, o parte ce, bă, dă-o naibă, adică am ajuns să ne ducă, să ne conducă alții de la Valea Seacă, să ne facă obicei aici, nu mă interesează, tu vii cu oile, prima dată, muzică de nuntă, nu-i regulă. Ceilalți oameni zic, domnule, dar dacă așa e bucuria, e ultimul drum, hai să-l lăsăm să fie așa, adică e împărțită comunitatea în două. Acum, domniile voastre, hotărâți ce și cum și să vedem ce va face Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, dacă îl va sancționa pe preot care refuza să-l mormânteze. Avea voie să nu-l mormânteze? Avea voie, nu? Nu știu, nu prea știu regulile astea. Dar îl duci pe drum, mai claxonează o mașină, dacă din mașină trece unul pe lângă tine și cu muzica dată la maxim, ce faci? Oprește mormântarea, că ăla care... Foarte complicat și urât momentul ăsta. Sper din tot sufletul să găsească o formulă și sper din tot sufletul să ne lămurească în al preasfinția sa, Calinic, referitor la ce e voie și ce nu e voie la mormânte. Pentru că cazul domnului Vasile Dobrea, e un punct de cotitură din punctul meu de vedere. Să-i dea Dumnezeu odihna veșnică și familiei să-i dea alinare pentru momentul acesta, pentru că nu e o bucurie să pierzi pe cineva drag. Deci de la Lucăcești, ce pot să vă zic? Cu ciobanul nu te pui. Dar cu prietenii ciobanului, cu atât mai puțin. Oameni vrenici, aici la Lucăcești, aveți grijă când treceți, pe cine claxonați și cum claxonați. Știți că am avut pe unii aia la intrare în Lucăcești, nu? Mergeau pe stradă, pe unii, fain. Da, condolanțe familiei, domnilor, doamnelor, comentariile sunt ale dumneavoastră. Dumnezeu să-l ierte. Nu m-am gândit că o să trăim și momentul ăsta. Deci, din Lucăcești, susține-mi-le.